Sâmbătă s-au prezentat în punctul de trecere a frontierei Galați Rutier pentru efectuarea formalităților necesare trecerii graniței un bărbat în vârstă de 31 de ani și unul în vârstă de 35 de ani, fiecare conducând autoturismul personal. Pentru valorificarea unor informații deținute, polițiștii de frontieră au solicitat inspectorilor vamale efectuarea unor controle amănunțite asupra celor două autoturisme. În urma controalelor efectuate au fost descoperite ascunse și nedeclarate în portierele din spate ale primului autoturism peste 1000 de țigarete de proveniență Republica Moldova, iar în rezervorul pentru combustibil al celui de-al doilea, 11.000 de țigarete de proveniență duty-free. Duminică seara s-a prezentat în același punct de trecere a frontierei pentru efectuarea formalităților necesare trecerii frontierei un român în vârstă de 54 de ani, conducând un autoturism înmatriculat în România. În baza analizei de risc, s-a decis efectuarea unui control amănunțit, ocazie cu care echipa comună de control, formată din inspector vamal și polițiști de frontieră, a descoperit, ascunse și nedeclarate, în compartimentul roții de rezervă 2400 de țigarete de diferite mărci cu timbru de acciză de Republica Moldova. Conform prevederilor legale, în toate cele trei cazuri a fost luată măsura confiscării țigaretelor în valoare totală de 10.000 de lei, iar cei trei participanți la traficul de frontieră au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare totală de 20.000 de lei.